numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, fii Tu ajutorul meu. Fraților, ne recunoaștem păcatele ca să luăm parte cu demnitate la celebrarea Sfintei Liturghii, pe care oferim pentru odihna veșnică ale postaților Bernardin, Petru, Veroana, Ludovic, Maria și Petru. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Însoțești fără încetare cu binecuvântarea Ta în timpul sfânt al postului pe care l-am început, pentru ca faptele noastre de pocăință să fie săvârșite cu toată sinceritatea și iubirea, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amen. Oare acesta este postul pe care l-am ales? Citire din cartea profetului Isaia. Așa spune Domnul Dumnezeu: strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și fă cunoscute poporului meu nelegiuirile lui și casei lui Iacob păcatele sale. Pe mine mă caută zi de zi și căile mele doresc să le cunoască, ca un neam care face dreptatea și nu părăsește judecata Dumnezeului său. Cer de la mine judecată dreaptă și le place să se apropie de Dumnezeu. De ce să postim dacă Tu nu vezi? De ce să ne umilim sufletele dacă Tu nu iei în seamă? În ziua când postiți, voi vă preocupați de afaceri și îi oprimați pe toți muncitorii voștri. Iată, postiți între certuri și dispute și ca să loviți cu pumnul nelegiuirii. Nu mai postiți ca astăzi, ca să se audă glasurile voastre pe înălțimi. Oare că acesta este postul care îmi place, sau ziua când omul își umilește sufletul? Să-și plece capul ca trestia
să-și pună sac și cenușă? Pe acesta îl numești tu post și zi plăcută Domnului? Oare nu acesta este postul pe care l-am ales? Dezleagă lanțurile nelegiuirii, desfă legăturile jugului, trimite-i liber pe cei zdrobiți, înlăturați orice jug. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost. Când vezi un om gol, îmbracă-l și nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta se va arăta repede. Dreptatea ta va merge înaintea ta și gloria Domnului te va păzi din spate. Atunci îl vei chema pe Domnul și El îți va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Cuvântul Domnului. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o desprețui. Căci recunosc fără de legea mea și păcatul meu stă pururi înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și ce-i rău înaintea ta am săvârșit. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Pentru că jertfele nu-ți sunt plăcute și chiar dacă ți-aș aduce, arderile de tot nu te-ar mulțumi. Jertfa mea, Dumnezeule, este Duhul smerit. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Căutați binele și nu răul ca să trăiți. Astfel Domnul Dumnezeul Sabaot va fi cu voi. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp s-au apropiat de Iisus discipolii lui Ioan și i-au spus: de ce noi și farizeii postim mult, iar discipolii tăi nu postesc? Iisus le-a spus: pot oare nuntașii să plângă atât timp cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți credincioși, îl rog pe Duhul Sfânt în această seară să pună în inima dumneavoastră primele două fapte de milostivire: a da de mâncare celui flămând și a da de băut celui însetat. Într-o zi, în urmă cu aproximativ
2000 de ani, s-a născut un copil, la fel ca ceilalți, dar totuși diferit. Era Fiul lui Dumnezeu. El s-a născut atunci în trup ca să ne amintească fiecăruia dintre noi că într-o zi am fost goi și cineva ne-a îmbrăcat, că într-o zi am avut nevoie de hrană și am primit, că într-o zi toți am fost însetați și am primit ceva de băut. De atunci încoace, acest Iisus renaște în fiecare om care se naște, pentru că El este viața, pentru că Dumnezeu însuși este viața pe care noi o primim. Și atunci când un om strigă, mi-e foame, mi-e sete, am nevoie de o casă, am nevoie de iubire, este de fapt însuși Iisus care strigă în acel om. E bine, doar în această perspectivă vom putea înțelege de ce a împlini faptele de milostivire este imperativ. Dă de mâncare, dă de băut. Pentru că între mine și tine, indiferent care ești tu, există egalitate. Avem același Dumnezeu, același Tată și ne îndreptăm spre același scop. Dumnezeu ne-a făcut egali. Noi oamenii am creat diferențele dintre noi. Ia imaginați-vă cum ar fi într-o zi în veșnicie, când și noi, și cel flămând, și cel însetat, vom sta în fața lui Dumnezeu ca într-o familie. Și cel care a suferit de sete, de foame, se va uita la noi și va spune, dar tu parcă nu mi-ai dat de mâncare. Cum vom putea să ne bucurăm atunci împreună? Ar fi un paradox. De aceea, cine dă de mâncare unuia dintre aceștia mici, spune Iisus, mie îmi dă. Primul sfat, dă de mâncare celui flământ. Dacă privim în Noul Testament, vedem că însuși Iisus a flămânzit de mai multe ori. Au fost alții care l-au hrănit pe El. Mai mult, El însuși a săturat mulțimile. Mai mult, a transformat masa într-un loc de comuniune, iar acolo la masă le-a vorbit oamenilor despre Dumnezeu. Mai mult, la masă a lăsat pâinea ca semn al prezenței sale vii în mijlocul nostru. Iar atunci când noi primim acea bucată de pâine, de fapt îl primim pe El. Iar cine primește acea bucată de pâine, dobândește forță ca să meargă spre cel în nevoie și să-i vină în ajutor. Am putea să vorbim aici despre Euharistie. Doar o scurtă paranteză. Există două tendințe extreme pentru noi creștinii. Să ne apropiem des, fără să știm ce facem, și să ne apropiem prea rar. Există două imagini care îmi plac foarte mult și pe care aș vrea să vi le ofer. Sfânta Tereza Pruncului Iisus spunea, împărtășania este sărutul pe care mi-l oferă Iisus. Eu când mă împărtășesc, primesc un sărut de la Iisus. Iar un scriitor al secolului 20, pe care probabil îl cunoașteți, Michel Coast, spunea, referindu-se la împărtășanie, prezentând el o imagine a unui copil care a găsit un tablou, e foarte frumos, și îl duce cadou mamei. Și mama îl prețuiește și îl pune acolo deoparte. Dar după câteva zile, fiind ziua de naștere a mamei, copilul se gândește să-i deseneze el cu mâinile lui un tablou. Și atunci desenează, iese ceva nu atât de frumos ca cel găsit și îl dă mamei. Și acum întrebarea este, pe care dintre cele două îl va iubi mama mai mult?
Pe primul sau pe al doilea? E clar? Pe al doilea. Și va pune la loc de cinste în casă. Pentru că în acel tablou, copilul ei a pus ceea ce avea el mai scump, a pus toată iubirea lui. Și atunci când mama va privi acel tablou, se va gândi la iubirea copilului ei. Ei bine, în Sfânta Euharistie, Iisus ne-a pus toată iubirea Lui. Când ne împărtășim, noi ne hrănim cu toată iubirea pe care cineva ne-o poate da. De aceea, ambele extreme sunt periculoase. Să te împărtășești fără să știi ce primești din obișnuință, dar și să rărești împărtășania, pentru că de fapt atunci refuzi iubirea. Dar mă întorc la Iisus. La un moment dat, Iisus le spune ucenicilor săi, dați voi mulțimii să mănânce. Cu alte cuvinte, transmite acest mandat ucenicilor, bisericii și nouă, adică mie și dumneavoastră. Dați-le voi să mănânce. Între voi să nu fie nimeni care să ducă lipsă. Iar Sfântul Apostol Iacob în scrisoarea sa spune, dacă cineva vine la voi și vă spune că nu are cu ce trăi, și voi îi spuneți, mergeți în pace, încălziți-vă și trăiți. La ce folos? Dacă nu-i oferiți cele necesare. Dacă privim cu realism în lumea de astăzi, descoperim că aproximativ 1 miliard de oameni încă suferă de foame. Și e paradoxal. Într-o lume care, din punct de vedere economic, s-a dezvoltat atât de mult, să mai existe oameni care mor de foame, care suferă. Și aceasta se întâmplă pentru că există un egoism. Unii au prea mult, iar alții au prea puțin. De fapt, mă întorc acum la ce înseamnă a mânca. A mânca nu este doar a-ți hrăni trupul. A mânca e ceva mai complex. Înseamnă a căuta, a prepara și apoi a împărtăși cu celălalt, a socializa. Masa, a sta la masă, a mânca, este de fapt locul în care se creează legături, în care oamenii socializează, se apropie. Se creează acolo o cultură a limbajului, oamenii vorbesc. Masa implică și o dimensiune afectivă, emoțională. Gândiți-vă la o mamă care își hrănește copilul. Masa e mult mai mult de atât. A da de mâncare înseamnă să te gândești inclusiv la faptul că celălalt nu are cu ce să-și încălzească casa. Înseamnă să te gândești că celălalt nu are încă curent electric. Înseamnă că să te gândești la cel care încă nu poate merge la școală. A mânca înseamnă mai mult. Când eu spun cuiva, îți dau de mâncare, îi spun de fapt, eu vreau ca tu să trăiești, eu te iubesc, vreau ca tu să fii viu. Acum, trecând la o dimensiune mai practică, probabil vă întrebați, dar noi, aici în Iași, o mână de oameni aici în catedrală, ce putem să facem noi ca să rezolvăm problemele oamenilor? Nu vreau să ofer neapărat o listă, dar vreau să deschid câteva perspective. Prima dintre ele, vă amintiți acum câteva luni când a avut loc incidentul de la Clubul Colectiv din București? Înalpreasfințitul Ioan Robu a făcut atunci o declarație mult mediatizată, în care spunea ceva de genul, noi toți ar trebui să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că am închis prea ușor ochii atunci când am văzut hoție, minciună, șmecherie. Le-am considerat ca normalitate, dar ele s-au dovedit a fi criminale. De aceea, primul lucru pe care tu îl poți face este să îți asumi responsabilitatea acolo unde ești și să nu închizi ochii atunci când întâlnești minciuna, când întâlnești furtul, hoția, șmecheria. E datoria ta, e ceea ce poți face tu ca să oprești acest flagel al foamei. Vă mărturisesc ca preot, ca om, am un vis, ca într-o zi, unul, doi dintre dumneavoastră și mai ales dintre tinerii de la școlile noastre catolice să ajungă să conducă destinele acestei țări. De ce nu? Poate că atunci, cu oameni care au înțeles ce înseamnă milostivirea lui Dumnezeu,
lumea aceasta va arăta într-adevăr altfel. O altă perspectivă. Nu avem dreptul să trăim pe spinarea altuia. Noi să câștigăm mult, să ne permitem de toate, iar altul să nu aibă cu ce să trăiască, să trăiască de pe o zi pe alta. Să-ți permiți multe și celălalt să fie în pragul sărăciei. Poate că dintre dumneavoastră sunt persoane care au funcții mari, sunt responsabili, știu, mici patroni. Și pentru aceștia este important să se intereseze cum trăiesc angajații lor, dacă au cu ce trăi, dacă au ce mânca. Mi-amintesc că în urmă cu mai mulți ani am întâlnit o tânără, mergea la un liceu la oraș, în fiecare dimineață o vedeam la liturghie. La școală era în primele trei din clasă. Pornea din sat cu primul autobuz spre oraș. Într-o zi am aflat taina ei. De fapt, fetița aceasta nu avea mamă, tatăl era ca tatăl, iar ea avea săptămâni întregi când nu mânca decât pâine cu ulei. Lângă noi, lângă dumneavoastră, există asemenea oameni, dar pentru că vorbim prea puțin cu ei, rămânem reci, rămânem în afara dramei și a suferinței lor. Asta înseamnă respect pentru munca celuilalt. A treia perspectivă. Când mă gândesc la masă, mă gândesc la un banchet, o masă mare, pompoasă. Vă amintiți odată în Sfânta Evanghelie, Iisus spune că un împărat a organizat o masă și la un moment dat i-a invitat acolo pe toți oamenii săraci de la colțul străzii și i-a așezat la masă. I-a așezat acolo să mănânce ca omul. Ia gândiți-vă dumneavoastră, astăzi niciunui câine nu-i mai dai doar o bucată de pâine. Oare nu-i așa? Și pentru un animal găsești mai mult. Oare noi să ne mulțumim cu a-i da unui om doar o coașă de pâine? Oare nu înseamnă mai mult? Ei bine, a da de mâncare celui flământ înseamnă a te gândi la un om care poate n-a mai pus mâna pe niște tacâmuri curate de mult, care nu știe ce înseamnă să se mai spele cu o pastă de dinți de mult. Inclusiv aceasta înseamnă a-i da de mâncare unui om flământ. O altă perspectivă. I-aș spune eu simplu, fără mofturi la masă. De câte ori, când vine vorba de a mânca ceva, noi spunem, asta nu-mi place, asta nu-i bună, dar gândiți-vă câți oameni și aici, în Iașul nostru, trăiesc din ceea ce noi aruncăm și vedeți adesea pe lângă containere, căutând pe acolo ceva de mâncare. Mă gândesc dacă noi am fi mai atenți ca să nu risipim, poate că și ei ar avea ceva mai mult. Ei bine, această milostivire a noastră trebuie să devină un mod de viață. Nu facem o dată la 100 de ani și gata. Sau o dată pe, la nu știu câți ani, ca să facem curățenie în casă. Milostivirea e modul meu de viață. Fac asta în fiecare zi și fără să-l judec pe celălalt. De ce nu are? De ce a ajuns așa? Și mai vine în minte aici un gând. Noi obișnuim să organizăm banchete, mari sărbători, praznice. Întrebarea este, pe cine invităm? Și gândiți-vă numai la praznicile noastre, pentru cine le facem. De multe ori mă gândesc, ele nu mai înseamnă pomană. O altă perspectivă. Aș numi o perspectivă a renunțării și aici i-am în minte pe elevi și studenți. Ei știți, întotdeauna sau niciodată nu au bani. Și pot spune, noi ce să dăm? Și așa suntem săraci. E bine, un elev, un student poate să renunțe zilnic sau săptămânal la ceva, la o pungă de bomboane, nu mai spun un pachet de țigări, la ceva. Și ceea ce economisește să ofere pentru cel care duce lipsă. Iar bucuria pe care o va experimenta va fi enormă. Cunosc elevi care din bursa lor de liceu, de exemplu, își ajută părinții ca să aibă cu ce trăi. Și încă o perspectivă. I-aș numi o perspectivă proiect. Cu ocazia acestui an al milostivirii, Sfântul Părinte
a invitat bazilicile din Roma să deschidă o cantină pentru oamenii străzii, pentru cei săraci. Mulți voluntari sunt implicați acolo, dau o mână de ajutor. Am auzit mărturia unui student la Roma care spunea: cunosc acolo o congregație de surori care în fiecare duminică dimineața organizează duș pentru oamenii străzii și le oferă haine de schimb și o masă împărătească. Și spunea ea, de sâmbătă dimineața se formează deja rândul, iar duminică dimineața toți așteaptă acolo duș, bărbierit, apoi cei care doresc merg la liturghie, iar după liturghie urmează o masă ca la restaurant cu de toate. Și mai spune studentul acesta, tot ceea ce se oferă acolo este primit de la oameni, de la oameni care dăruiesc. Eu mă gândesc cât de frumos n-ar fi ca în timpul acestui post, în sufletul, în mintea dumneavoastră, să încolțească un asemenea proiect pentru oamenii săraci de aici, din Iași. Gândiți-vă, dacă noi, credincioșii catolici, cât suntem în Iași, spun 3.000 de familii, poate mai mult, ne-am strânge. Eu tind să cred că în Iașul acesta n-ar mai fi oameni care ar muri sau care ar suferi de foame. Oare credeți că e imposibil? A doua faptă de milostivire e mai scurtă. Să dai de băut celui însetat. Apa, un element esențial, vital. De multe ori îl vedem pe Iisus însuși însetat. El merge la femeia samariteană și îi cere ceva de băut. La un moment dat spune, vă voi da Duhul meu care va fi izvor de apă vie pentru toți. Dar mai mult de atât, sub pe cruce, rostește niște cuvinte care vor inspira oameni. Mi-e sete. Dacă intrați într-o casă a surorilor Maicii Tereza de Calcuta, sub cruce veți găsi aceste cuvinte: mi-e sete. Maica Tereza s-a lăsat inspirată, pătrunsă de aceste cuvinte și a mers pe străzile orașului Calcuta și apoi celelalte surori pe străzile de la periferiile lumii și i-au văzut în cei săraci, în cei muribunzi, l-au văzut acolo pe Iisus și au avut grijă de El. Mi-e sete. Lui Iisus îi e sete. Pentru noi astăzi, a da de băut celui însetat parcă nu mai reprezintă mare lucru. Avem, trăim în general la oraș, deschidem robinetul, curge apa, e simplu. În lume mai există oameni care merg 10 de kilometri ca să-și aducă apă, iar asta îi costă drum lung, îi costă oboseală. Pe noi nu ne mai costă nimic. Și când te gândești că apa e un dar gratuit pe care ne l-a dat Dumnezeu, sigur, sunt motive și motive pentru care s-a ajuns aici. Dar vin din nou la acea întrebare. Dar noi care suntem aici la Iași, ce putem să facem ca să dăm de băut celui însetat? În primul rând, v-aș invita să mulțumim. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru apă, pentru că avem ce bea, pentru că avem cu ce ne spăla. Alții nu au. Să știți că nu este meritul nostru că avem apă. Puteam să ne fi născut în Africa, în altă parte, dar nu e meritul nostru că ne-am născut aici. Puteam să ne fi născut în nu știu ce vremuri istorice, când era greu, când trebuiau otrăvite fântânile, dar ne-am născut în secolul 20 și avem apă. Avem cu ce, avem ce bea și avem cu ce ne spăla. Îți mulțumim, Doamne, pentru acest dar care este apa. Apoi, un alt lucru pe care îl putem face este să devenim responsabili în folosirea apei. În primul rând, în a nu face risipă din ea. Și apoi, în a nu polua apa, în a avea grijă de mediul înconjurător, chiar dacă nu suntem niște consumatori industriali, dar câte puțin fiecare picătură lângă picătură, de a face ceva, de a nu pierde. Și mai este ceva. Putem, apa nu înseamnă doar strict un lichid pe care îl consumi. Când spun a da de băut, mă gândesc la acel climat în care trebuie să existe plăcerea de a trăi, bucuria de a trăi.
A dat de băut într-o casă înseamnă că acolo e pace, e armonie, e bucurie. Și atunci intervine aici responsabilitatea noastră pentru climatul pe care îl creăm în casă, în familie. A dat de băut familiei înseamnă să-i dau acea atmosferă plăcută în care copiii să crească, în care membrii familiei să se simtă bine. Și ultim lucru aici, a dat de băut înseamnă, cred, sau e necesar pentru a concretiza asta, cooperarea dintre noi. Poate că nu putem singuri să construim sau să săpăm o fântână nu știu unde, să plătim factura la apă pentru cineva care riscă să fie debranșat. Nu putem singuri, dar cred că într-o comunitate parohială mai multe familii se pot întâlni. Vorbesc, de exemplu, cu părintele Paru și spun: părinte, noi nu cunoaștem comunitatea, o știți mai bine, dar am vrea să ajutăm o familie să-și plătească factura la apă. Am vrea să facem ceva împreună. Și atunci am convingerea că în comunitățile noastre nu vor mai fi oameni care vor duce lipsă. Când ai dat de mâncare unui om flământ, când ai dat de băut unui om însetat, de fapt, i-ai dat de mâncat și de băut lui Iisus. Mă apropii de final. Într-o zi, un copil a dorit să se întâlnească cu Dumnezeu. Voia să-L vadă. Și în gentuța lui de la grădiniță și-a pus câteva sticle cu suc și un pachet cu biscuiți. Și-a mers la trei străzi mai încolo, într-un parc, și-a văzut pe o bancă o bătrână care stătea singură. I s-a părut interesant, s-a apropiat de ea și s-a așezat. A scos pachetul de biscuiți, a început să mănânce și când a văzut chipul bătrânei, un chip care spunea: mi-e foame, i-a întins un biscuit. Și atunci bătrâna, recunoscătoare, i-a zâmbit. Iar copilului i-a plăcut atât de mult zâmbetul bătrânei, încât i-a mai dat un biscuit ca să o mai vadă odată cum zâmbește. Și apoi niște suc. Și așa au stat, fără să-și vorbească, toată ziua pe acea bancă în parc. Când s-a făcut seara, copilul și-a dat seama că e timpul să se întoarcă acasă. S-a ridicat, a făcut câțiva pași și s-a întors repede înapoi, a îmbrățișat-o pe bătrână și ea i-a zâmbit în mod minunat. Când a ajuns acasă, mama l-a văzut pe copil atât de fericit și l-a întrebat: ce ai făcut astăzi de ești atât de fericit? La care copilul i-a răspuns: mamă, astăzi am luat prânzul cu Dumnezeu. Și fără să mai spună mama ceva, el adaugă: și mamă avea un zâmbet atât de minunat. La rândul ei, bătrână a ajuns acasă, e văzută de copilul ei și de aceea fericită: dar ce-ai făcut, mamă, de ești așa bucuroasă? Unde ai fost? La care mama îi spune copilului: astăzi am fost în parc și am mâncat biscuiți cu Dumnezeu. Și spune repede: și să știi, fiule, că Dumnezeu e mai tânăr decât credeam. E bine, iubiți credincioși, vă doresc nu doar să luați prânzul cu Dumnezeu o dată pe săptămână sau o dată pe lună, ci în fiecare zi să luați prânzul cu Dumnezeu, pentru că fiecărui om care îi dați o cană cu apă sau ceva de mâncare, în acel om este de fapt Iisus. Iar Iisus este Cel care într-o zi ne va spune: vină lângă mine, slugă bună și credincioasă, căci am fost flământ și mi-ai dat să mănânc, am fost însetat și mi-ai dat să beau. Amin.
Fraților, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși, care scumpărare pentru noi oameni. Iisuse, Mântuitorul lumii, ajută biserica ta ca în acest timp de har să se hrănească mai îmbelșugat din tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu și astfel să poată gusta din plin bucuria Sfintelor Paști. Înzestrează-i cu Duhul iubirii și al dreptății pe cei care ne conduc. Stinge orice vrăjmășie dintre oameni și dă-le o inimă sensibilă și dezinteresată. Dă-ne harul să înțelegem sensul și valoarea pocăinței și să o îmbrățișăm cu bucurie. Ajută-i pe cei bolnavi să-și poarte crucea cu răbdare. Dăruiește-le fraților noștri răposați plinătatea roadelor mântuirii. Te rugăm, asculte. Veșnice Dumnezeule, Tu nu părăsești pe nimeni dintre cei care Te imploră. Dă-ne curaj pe calea pocăinței și ascultă-ne rugăciunile prin Hristos Domnul nostru. Fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Îți oferim, Doamne, jertfa acestui timp de post și Te rugăm ca prin puterea ei inimile noastre să fie plăcute înaintea Ta și tot mai generoase în înfrânare prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept este să-ți aducem mulțumiri și să te preamărim, Dumnezeule Părinte Atotputernic, pentru toate câte le săvârșești în această lume prin Domnul nostru Iisus Hristos. Neamul omenesc este sfâșiat de neînțelegeri și dezbinări, dar știm din cele de noi trăite că Tu înmoi inimile noastre, pregătindu-le pentru împăcare, cu puterea Duhului Sfânt lucrezi în adâncul inimilor, pentru ca dușmanii să-și vorbească, adversarii să-și strângă mâna și popoarele să trăiască în armonie. Prin lucrarea puterii Tale, Doamne, iubirea să învingă ura, războiul să lase locul iertării, discordia să se transforme în dragoste reciprocă. Și noi, uniți cu corurile de îngeri, îți aducem mulțumiri fără încetare, strigând necontenit pe pământ maiestății Tale.
să vină în numele Domnului. Osana, 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 întru cei de sus, întru cei de sus. Pe tine așadar, Părinte atotputernic, te binecuvântăm prin Iisus Hristos, Fiul tău, care vine în numele tău. El este pentru oameni cuvântul mântuirii, mâna pe care o întinzi păcătoșilor, calea care ne conduce la pacea ta. Noi ne-am îndepărtat de tine, Doamne, din cauza păcatelor noastre, dar tu ne-ai împăcat din nou cu tine, pentru ca odată întorși la tine să ne iubim unii pe alții prin Fiul tău pe care l-ai dat la moarte pentru noi. Celebrând acum împăcarea pe care ne-a adus-o Hristos, te rugăm să sfințești aceste daruri prin revărsarea Duhului Sfânt, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, a cărui poruncă o împlinim celebrând aceste taine. Căci El, când a sosit ceasul să-și dea viața pentru eliberarea noastră, pe când stătea la masă, a luat pâinea în mâinile sale și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, în seara aceea, a luat în mâinile sale potirul binecuvântării și, preamărind îndurarea ta, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar amintirea morții și învierii Fiului tău, care ne-a lăsat această chezășie a iubirii sale, îți oferim această jertfă a împăcării desăvârșite pe care ai pus-o tu însuți în mâinile noastre. Te rugăm, Părinte Sfânt, să ne primești și pe noi împreună cu jertfa Fiului tău și la acest sfânt ospăț să binevoiești a ne dărui Duhul său, care să înlăture tot ce ar putea să ne înstrăineze pe unii de alții. El să facă din biserica ta un semn al unității și un instrument al păcii tale între oameni și să ne păstreze în unire cu Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii și cu întregul tău popor. După cum ne-ai adunat acum la masa Fiului tău, tot astfel strânge-ne împreună cu glorioasa născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții tăi apostoli și cu toți sfinții, cu frații noștri și cu toți oamenii de orice neam și de orice limbă, care au murit în prietenie cu tine la ospățul unității veșnice, în cerurile cele noi și pe pământul cel nou, unde strălucește pacea netulburată, prin Hristos Iisus, Domnul nostru. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta,
facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiești. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amen. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Mielului Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielului Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielului Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul. Să ne dăm mâna, să mergem împreună la masa Domnului. Este dat o pâine de același bun părinte, oricine o primește, uniți cu tot se simte. Săracul și bogatul, copii, femei, bărbați, mâncând în aceeași masă, cu toții suntem frați. Creștini să ne dăm mâna, să mergem împreună la masa Domnului. Vă cheamă Hristos Mântuitorul, vă binecuvântează, vă dă tot ajutorul, să creșteți mari puternici în vârsta și în pace.
să vă hrănească la Sfântul Său altar. Creștini să ne dăm mâna să mergem împreună la masa Domnului. Voi tineri plini de viață, alegeți calea dreaptă. Hristos din tabernacol cu dragoste vă așteaptă. El este atotputernic de oameni iubitori. Pe toți vă ocrotește, la El veniți cu dor. Creștini să ne dăm mâna să mergem împreună la masă. Când patimile încearcă din noi să risipiască tot binele și harul, iar răul să le sporească, atunci un glas ne cheamă: e Domnul bun și sfânt, la dânsul mitoria, la El venim cu avânt. Creștini să ne dăm mâna, să mergem împreună la masa Domnului. Valea suferinței lipsiți de mângâiere, noi parte avem de lacrimi, de chin și de durere, dar o speranță sfântă spre veșnicul izvor ne înalță peste lacrimi, la El venim cu dor. Creștini să ne dăm mâna, să mergem împreună la masa Domnului. Sufletul lui Hristos sfințește-mă, trupul lui Hristos mântuiește-mă, sângele lui Hristos aprinde-mă de dragoste, apacmastei lui Hristos spală-mă, patima lui Hristos întărește-mă. O bună Iisuse, ascunde-mă, în rănile tale ascunde-mă, nu lăsa să mă despară de tine, de vrăjmașul cel rău mă apără, în ceasul morții mele cheamă. Cește-mi să vin la tine, ca să te laud cu sfinții tăi, vecii vecilor. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, te rugăm, dă-ne harul ca participarea la această taină sfântă să ne curețe de orice păcat și să ne pregătească să primim tămăduirea pe care iubirea ta ne-o dăruiește prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei: bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în acest munte, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmiește-mă pe mine, care sunt încredințați ție prin mila lui Dumnezeu. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Poporul tău, Doamne, să-ți aducă necontenit mulțumiri pentru lucrările tale minunate, și urmând în timpul călătoriei sale pământești, rânduielile ce vin din vremuri străvechi, să merite a ajunge la vederea ta veșnică prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Încrezători în promisiunile Mântuitorului, ne rugăm pentru odihna veșnică a răposaților Bernardin, Petru, Veroana, Ludovic, Maria și Petru, pentru ca Dumnezeu să-i învie în ziua de apoi și să-i așeze în rândul sfinților și aleșilor săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cele ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară-și harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne, nata lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lumea au plecat, veșnica lumină, să te slăvească neîncetat.
în îndurarea Ta, Doamne, drăposaților noștri odihnă veșnică. În îndurarea Ta, Doamne, drăposaților noștri odihnă veșnică. Tu care ne-ai răscumpărat pe noi prin suferința Ta pe Sfânta Cruce, durarea Ta, Doamne, drăposaților noștri odihna veșnică. Tu care prin botez ne-ai chemat pe noi la lumina împărăției Tale, în îndurarea Ta, Doamne, drăposaților noștri odihna veșnică. Tu care-i vei răsplăti pe aleșii Tăi cu învierea fericită. În îndurarea Ta, Doamne, drăposaților noștri odihna veșnică. Doamne, îndură-Te de ei. Doamne, îndură-Te de ei, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Să ne rugăm, Dumnezeule, Creatorul și Răscumpărătorul tuturor credincioșilor, iartă păcatele slujitorilor pe care i-am pomenit la această sfântă liturghie, pentru ca prin rugăciunile noastre să dobândească iertarea pe care pururea au dorit-o prin Hristos, Domnul nostru. Odihna cea veșnică, dă-le lor, Doamne! Să se odihnească în pace! Sure.